Eu tot mizez pe faptul că e vorba de o țară ortodoxă. Rusia este o țară ortodoxă. De ce nu există, nu știu, un punct de înțelegere? De ce nu se rezumă totul la spiritualitate? Eu cred că spiritualitatea ar rezolva foarte multe lucruri dacă s-ar vrea acest lucru. Să lăsăm orgoliile, să lase și ei orgoliile, și ucrainienii, bineînțeles, ambele părți trebuie să lase în acest context orgoliile deoparte. Am intrat astăzi în postul Paștelui. Vă dați seama ce... Oare cum ne privește Dumnezeu în contextul ăsta? Oare cum ne privește Dumnezeu?